medicii de familie, coordonatorii ai centrelor de permanență din județul Gorj, au participat la o prezentare privind serviciile de telemedicină. În sală au fost prezenți și președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie din Gorj, dr. Mihai Moisescu, dar și medicul Marius Boieriu, directorul Direcției de Sănătate Publică Gorj. Mi-aș dori ca acest proiect să înceapă undeva și mă gândesc ca fiind o oportunitate în primul și primul rând pentru oamenii din Gorj, sigur, prin intermediul celor care se ocupă de sănătatea acestor oameni și anume prin intermediul dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc că ați acceptat să ajungeți astăzi aici, să alocați o parte din timpul dumneavoastră pentru a participa la această discuție, să zicem, prezentarea discuției, și să și începem prin a vă spune despre ce este vorba. Deci, în urma discuțiilor pe care am avut, așa cum am spus, am ajuns la... mi s-au prezentat niște lucruri și aș vrea la rândul meu să vi le prezint și dumneavoastră. În București este funcțional în acest moment un centru de diagnoză la distanță și sunt câteva boli care sunt în analiză, câteva afecțiuni în vizorul acestui centru în acest moment. În primul rând, bolile aparatului cardiovascular, de asemenea, boli legate de ceea ce știți dumneavoastră foarte bine, diabet. Și mai sunt câteva căutări, și anume ceva legat de pneumologie, spirometrie și, bineînțeles, mai este într-o afecțiune, să zicem, sarcină cu preeclampsie. Deci, niște lucruri care sunt acum deja în atenție, dar am, cum să vă zic, am deja discuțiile făcute cu medicii respectivi, care reprezintă o școală de medicină cu care nu cred că trebuie să mai vorbim, să putem să mărim plaja de abordare și de acoperire a cazuisticii cu ceea ce înseamnă boli. În discuția de astăzi o să ne axăm în primul și în primul rând pe cardiologie, pentru că în acest moment am în posesie câteva seturi de aparate aici în Gorj și pe care sigur o să vi le pot prezenta și dumneavoastră. Și am și făcut niște teste, deci sunt funcționale, lucrurile merg foarte bine. Centrul de analiză din București funcționează 24 din 24, 7 din 7. Deci, practic, la orice oră este contactat centrul, dumneavoastră veți primi un rezultat vis-a-vis de situația pacientului pe care acordați asistența medicală. Acesta este un electrocardiograf EKG mic. Ușor de utilizat pentru pacienți. El mai are încă 3 fire. Aceste 3 fire care se pune aici, lipește aici cu un fir, aici un fir și aici undeva un fir. Are 4 electrozi și se măsoară cam timp de un minut, așa, funcționarea inimii. Deci aici, aici, pe aici. Se înregistrează funcționarea cu electrocardiograful respectiv cu 12 derivații, după care se transmite la centrul la București, care, așa cum spuneam, este online. Informația din aparat înregistrată se transmite la... și maxim 3 minute, 4 minute, depinde după cum se transmite, oricum acolo sunt medicii cardiologi care analizează informația pe care dumneavoastră o transmiteți, este citită electrocardiograma și vi se transmite înapoi rezultatul vis-a-vis de situația bolnavului respectiv. Sigur, în consecință, dumneavoastră, în medici, știți ce aveți de făcut. Cu internistul, cu specialitatea, cu altceva lucruri care în protocol trebuie să le faceți vis-a-vis de pacientul respectiv. Deci acesta este electrocardiograful cu 12 derivații, dar mai sunt încă 2. Acesta este mai mic, nu are niciun fir. Și ăsta este cu 3 derivații.
Foarte simplu, se apasă și pe buton, se înregistrează funcționarea și tot așa prin Bluetooth se transmite informația la București și sunt văzute acolo funcționarea respectivă. Deci mai există încă un aparat mai mic, pe care nu l-am dus, dar sunt foarte micuț, numai cu o derivație, și mai există un puls oximetru, și ăsta la rândul lui transmite niște informații legate de oxigen, de puls, așa mai departe. Într-un se mai există un cântar electronic, care și el la rândul are o funcție de a transmite greutatea de la o zi la alta, nu știu, așa cum este monitorizat bolnavul respectiv. Și, sigur, tot într-un aceasta mai există un, probabil că deja știți dumneavoastră, un tensiometru, care tot la fel înregistrează mărimile și le transmite la București. Deci toate aceste, să zicem, măsuri sau măsurări creează o imagine a bolnavului pe care dumneavoastră îl aveți în fața dumneavoastră. Sigur că după ce se pune diagnosticul respectiv de către specialistul la București, voi se trimite pe mail sau chiar și telefonic, dacă este ceva mai urgent, deci primit telefon, ce se face, cum se face. Deci este practic o consultanță, un ajutor pe care dumneavoastră îl primiți pentru a face la rândul dumneavoastră o consultanță mai eficientă vis-a-vis de pacientul pe care l-aveți în față. Atunci când ați făcut această propunere, eu am fost imediat adus la mână. Da. Receptiv și entuziast. De ce? Acum în sală avem coordonatorii centrelor de permanență. Da. Știm cu toții că actualul ministru dorește să dea o nouă dimensiune centrelor de permanență pentru că acestea să poată exista. O electrocardiogramă și un răspuns la electrocardiogramă în timp real este un câștig extraordinar. Gândiți-vă un centru de permanență la 50 de km de Târgu Jiu, vine un pacient cu dureri precordiale puternice, suspectăm un infarct de miocard, în momentul ăla chemăm salvarea, nu avem electrocardiografe la centre de permanență, sau unii nu au, sau majoritatea nu au, chemăm ambulanța. Până când găsim ambulanța, până vine, până se întoarce și până găsește un pat la UCU ca să-i facă o electrocardiogramă, omul ăla poate fi de mult într-o altă lume. Atunci, un asemenea aparat, și nu mai pe, dau exemplu, numai în situația infarctului miocard, este mai mult decât salutar, pentru că răspunsul este în timp real, imediat. Ceea ce avem noi în trusele de urgență, la centre permanență, poate reprezenta prima medicație că omul să ajungă la spital în condiții de supraviețuire. Telemedicina are scopul de optimizare și de scădere a costurilor privind tratarea bolnavilor. Practic este vorba despre monitorizarea continuă la distanță a persoanelor cu boli cardiovasculare, spre exemplu, în vederea reducerii ratei de respitalizare și a ameliorării calității vieții pacienților. La nivelul județului Gorj, serviciile de telemedicină sunt furnizate de Centrul de Calcul din Târgu Jiu.